Dragi prieteni, vă spun un bun venit la o nouă apologie. În acest scurt clip aș dori să vă aduc înainte un scurt articol pe care l-a scris Adrian Papahagi pe profilul lui de Facebook. Sub nicio formă nu vreau să îl critic pe dumnealui sau să-i fac vreo analiză extinsă. Sunt prea mic pentru a mă porni spre un asemenea proiect și nici nu am vreun interes. Îl citesc cu drag. În general îmi plac ideile lui și susțin, dau share, mai împrăștii un articol sau altul. Ca idee îmi place viziunea și direcția dumnealui în mai multe aspecte. Dar vreau să mă folosesc de articolul pe care dumnealui l-a scris pentru a face un contrast între perspectiva ortodoxă asupra mântuirii și perspectiva reformată sau perspectiva protestantă sau perspectiva evanghelică clasică. Așadar, scopul meu nu este să spun că el nu are dreptate și eu am dreptate, ci cu ocazia asta să clarific care este poziția noastră vis-a-vis de mântuire. Dumnealui precizează pe Vladimir Soloviov, care scrie că după ce creștinismul a devenit religie oficială și obligatorie, comunitatea realmente creștine de la început s-a destrămat și a sfârșit prin a se dizolva într-o masă creștină cu numele, dar de fapt păgână. Cred că afirmația aceasta lui citată din Vladimir Soloviov este foarte importantă și adevărată, mai ales că dumnealui o aplică la țara noastră. Când spune, vedem bine ce atrocități au putut săvârși popoare nominal creștinii ca germanii sau rușii, bea chiar și drept credinciosul popor român, de la legionari la comuniști și de la Sighet până în piața universității. Cred că este binevenit faptul că un ortodox vorbește despre această minciună care se promovează în țara noastră, că poporul nostru este un popor creștin. Nu, poporul nostru nu este un popor creștin, cel mult este un popor cu numele, nu are cum să fie toată lumea masă creștină doar pentru că cineva i-a încreștinat. Este un popor cu numele și observația este elementară. Bun, vreau să vă atrag acum atenția spre o afirmație din final, unde spune în felul următor. Mai zice Soloviov ceva, nu știm prin cine lucrează harul. Poate că unii dintre progresiștii cu care ne certăm sunt mai bine plăcuți lui Hristos prin generozitate și acțiune decât noi, cei care ne declarăm creștini. În fond, a cunoaște binele nu e suficient, mai degrabă se vor mântui cei care fac binele, deși ignoră sursa lui, decât cei care nu lucrează, deși îl cunosc. Două afirmații foarte importante. În primul rând, că progresiștii ar putea fi mai bine plăcuți lui Hristos prin generozitate și acțiune decât noi. Nu! Conform Sfintei Scripturi, toate faptele bune ale oamenilor sunt fapte bune doar dacă sunt făcute cu credința în Domnul Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, dacă nu depinzi de Dumnezeu, dacă nu-L recunoști pe Dumnezeu, este absolut irelevant ce ai făcut. Nu spun că este irelevant din punct de vedere social și civic binele pe care îl faci, da? Nu spun asta, ci spun că din punct de vedere moral și spiritual, adică din punct de vedere al perspectivei lui Dumnezeu pe care o are despre noi și asupra noastră, este irelevant câte fapte bune faci dacă nu ai credință în Dumnezeu, dacă nu faci faptele acelea spre slava lui Dumnezeu, dacă nu le faci după voia lui Dumnezeu și dacă nu le faci prin puterea lui Dumnezeu. Da? Cu alte cuvinte, sumarizând, dacă nu fac prin credință, prin puterea lui Dumnezeu, după voia lui Dumnezeu, spre slava lui Dumnezeu, din dragoste de Dumnezeu, faptele pe care le fac nu sunt fapte bune. Progresiștii nu pot face fapte bune. Pot face fapte caritabile. Pot face fapte bune într-un sens secular, dar nu într-un sens creștin. Faptele bune întotdeauna în Sfânta Scriptură, în Noul Testament, sunt atribuite credincioșilor, cei care sunt ai lui Hristos, nu nominal, ci real. Aceasta este prima observație pe care vreau să o fac. A doua observație este despre mântuire. Dumnealui spune, a cunoaște bine nu este suficient, mai degrabă se vor mântui cei care fac binele. Acum, poziția noastră este că nu există mântuire prin fapte bune. Nu există mântuire prin fapte bune. Prin har ați fost mântuiți, prin credință, aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. Nici măcar prin faptele foarte bune, neprihănite. Pavel spune în Tit capitolul 3, el ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci după îndurarea lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Așadar, progresiștii, neprogresiștii, creștinii cu numele sau oricine ar fi ei, nu pot să se mântuiască prin fapte bune, ci printr-o dependență totală de Dumnezeu și printr-o dependență totală de metoda pe care Dumnezeu a lăsat-o pentru mântuirea noastră și într-o dependență totală, într-un cuvânt, de persoana și lucrarea răscumpărătoare a Domnului nostru Iisus Hristos, care la crucea de la Golgota a plătit pentru păcatele noastre, ne-a câștigat o viață nouă, ne-a câștigat credință, ne-a câștigat pocăință și ne-a câștigat o viață trăită după voia lui Dumnezeu
în fapte bune. Aceasta este convingerea noastră. De aceea, deși sunt de acord cu spiritul articolului și sunt de acord în mare parte cu ceea ce spune, nu pot fi de acord cu aceste două elemente, dar este binevenită, binevenită analiza care se face Europei, societăților îmblânzite de creștinism, politicienilor care se dau creștini, dar nu sunt, și popoarelor care spun cu numele că sunt creștine, dar nu sunt creștine. Ceea ce trebuie luat din articolul acesta este cu siguranță acest îndemn subînțeles să nu fim creștini cu numele, să nu fim creștini doar în pretenții, să nu ne mulțumim că suntem o națiune, un popor creștin, când de fapt nu suntem. Să fim creștini în inimă, să-L avem pe Hristos în viețile noastre, să ne punem toată încrederea în El pentru mântuirea noastră și asemenea creștini vor face fapte bune vrednice de pocăință, vor face fapte bune care demonstrează mântuirea lor. Vă salut, vă mulțumesc că ați ascultat această apologie și ne vedem la o altă apologie cu altă ocazie.